Bună ziua, dragii noștri! Bine, ne-am revăzut astăzi, într-o zi de miercuri, ca de obicei, la emisiunea Artă și Valori, unde gazda dumneavoastră invită pentru dumneavoastră oameni unul și unul, oameni care să ne inspire, așa cum vă spun de fiecare dată, să devenim versiunea noastră cea mai bună. Au trecut foarte mulți oameni prin platou cu un profil asemănător ca al invitatei de astăzi. Adică, oameni care au pornit pe un drum în carieră și la un moment dat au virat în cu tot o altă direcție. Un astfel de om minunat este și invitata de astăzi, pe care o salutăm acum. Alexandra Ungurean, bine ai venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Despre Alexandra spuneam că e un om care a pornit cu dreptul într-o carieră foarte frumoasă altfel, de farmacist. Da, și ai activat foarte mulți ani ca farmacist, o să ne povestești tu cum și în ce fel, ca la un moment dat să vireze într-o cu totul altă zonă și anume partele plastice, design vestimentar. Da. Da? Cum, de ce? Povestește-ne puțin. Ce fac acum? Designul vestimentar e ce mi-am dorit să fac dintotdeauna, încă de când eram copil. Știu să cos și îmi place să fac orice lucru cu mâna. Încă de mic copil am învățat să cos la mașină la vârsta de 7 ani. Țin minte că o terorizam efectiv pe bunica pentru că încărceam toate ațele în mașină. Ea neavând timp să-mi explice, să-mi arate, eu mă duceam singură. Până la urmă am învățat tot singură, sub îndrumarea ei oarecum, dar până la urmă am reușit să stăpânesc și mașina de cusut. Tot cu ea am învățat să împletesc, cealaltă bunică m-a învățat să croșetez. Am fost cumva înconjurat de genul ăsta de activități. Doar că conjunctura a fost de așa natură ca eu să nu urmez de la bun început o carieră în domeniul ăsta și am ales să fac facultatea de farmacie pentru un viitor mai sigur. Pentru că, cum se știe, artele nu neapărat îți, în viziunea celorlalți, în viziunea celorlalți, exact. Artele nu ți oferă un viitor. Așa eram și eu în momentul respectiv, am ales să mă duc la farmacie, am terminat. A fost o perioadă în care m-am rupt de zona artistică, uh-huh. Cumva nu mai aveam timp să-mi exprim eul artistic. Am terminat facultatea de farmacie, am ajuns să profesez. Am profesat în două farmacii, ca farmacist diriginte, ca farmacist simplu, până într-o zi, când am zis că eu nu pot să fac asta, că locul meu nu este aici. A fost ziua în care mi-am dat demisia și am zis că eu vreau să fac altceva, eu vreau să-mi continui visul din copilărie și să fac design vestimentar. Eu râd ascultându-te pentru că povestea ta seamănă foarte mult, aproape identic cu a mea. Pentru că și eu prima facultate a fost în domeniul medical, apoi m-am dus la arte și exact ca tine, la 6 ani, un pic mai devreme, am învățat să cos la mașină. Povestea este aproape identică. Pe mine mulți mă întrebau și încă mă întreabă, bun, dar ce are în comun medicina, că putem să includem ca domeniu, că e socio-uman, medical, dar ce are în comun medicina cu artele? Și asta am să te întreb și pe tine. Eu am găsit răspunsurile mele, dar mi-ar plăcea să văd la tine ce consider că era comun. Ce anume e comun în ideea de a face farmacie cu a ajunge la designul vestimentar? Eu consider că orice domeniu are și puțină creativitate. Chiar dacă este un domeniu real în care sunt date fixe, fără creativitate, oamenii ăia n-ar fi ajuns să descopere alte substanțe, alte combinații, alte utilizări pentru ele. Desigur, vorbim despre două tipuri de creativități total diferite, dar nu putem să le negăm în niciuna dintre domenii. Eu pot să spun ce am învățat eu, adică cum m-a ajutat pe mine să fac farmacie înainte de design. Asta și voiam să auzi. Disciplina. Eu asta, cu asta am plecat de acolo. Să fiu disciplinată, organizată, ceea ce pentru un artist e destul de dificil. Dar eu acum mă folosesc de aceste aturi și mă ajută foarte mult. Și mai ales precizia, cred. Da. Pentru că un farmacist este foarte, foarte precis în tot ceea ce face, lucru care cred că folosește foarte mult. Exact, exact. Chiar dacă designul vestimentar este o zonă creativă, foarte creativă,
La urma urmei, toți purtăm haine, haina aia, dacă e cu 2 cm mai mare, nu ne mai vine bine. Și vorbim, cum ziceai, și tu de precizie, de... Exact, și dacă mergem mai în profunzimea meseriei, pentru că, de fapt, designerul concepe acel produs vestimentar, dacă nu e gândit cum trebuie ceea ce era exact, nu va ieși ceea ce exista pe schițe. Exact, exact. Mă bucur să aud acest lucru, pentru că foarte mulți oameni pornesc pe un drum și... spun, e prea târziu să mai îmi împlinesc visul, e prea târziu să o mai iau de la capăt, e prea târziu să schimb atât de radical macazul. Iată că orice ai alege, există lucruri bune pe care să le transferi, să le translezi meseriei celei de-a doua meserii, da? Da. Bun, m-aș bucura să mai îmi spui, totuși, de ce ai ales să faci facultatea? Pentru că puteai foarte bine să fii autodidact sau să îți deschizi propria afacere și să-ți pui designer vestimentar pur și simplu. De ce ai ales să mergi la facultate? Am vrut să văd, nu neapărat... care e atmosfera, ce e efectiv plusul de valoare pe care poate să-l aducă pentru mine, pentru că știm foarte bine, sunt foarte mulți designeri autodidacți, dar am ales cumva să văd și partea cealaltă. Și sunt foarte fericită că am făcut alegerea asta, pentru că m-a ajutat să-mi deschid cumva orizonturile și să văd lucrurile altfel. Facultatea te ajută să te exprimi într-un mod în care un business nu te-ar lăsa. Dacă în business tu faci haine pe care lumea să le poarte, la facultate lucrăm cu concepte, cu avantgard, lucruri pe care poate nu ai acorda câteva ore din timpul tău să le creezi. Asta nu poate să facă decât să stimuleze creativitatea, să-ți explorezi noi viziuni și pentru cei care încă nu și-au găsit o direcție, să-și găsească acel drum, acea semnătură. Tu ți-ai găsit-o? Nu pot să zic că am găsit-o în totalitate. Am o zonă, așa, o direcție în care merg. Încă mai lucrez la partea asta cu semnătura. Pe mine, ca designer, mă atrage foarte mult zona asta de business casual, de... clasic, bine făcut, care și peste 5 ani să poți să-l scoți de dulap. Actual și exact, că poate fi purtat. Exact, timeless fashion. Și îmi place foarte mult și e din ce în ce mai de actualitate partea asta de sustenabilitate, reciclare, upcycling. Din păcate, moda în zilele noastre a ajuns să fie o parte negativă, să aibă o influență negativă asupra mediului. Și cu toții ar trebui, cel puțin din punct de vedere al designerului, toți designerii ar trebui să ia în considerare acest lucru atunci când creează. Să aibă în vedere impactul care l-au asupra mediului prin ceea ce fac. Este foarte frumos ce spui tu. Și ar fi ideal ca, și cred că sunt de fapt, nu că ar fi ideal, eu sunt convinsă că mulți dintre designeri așa gândesc. Acum, dacă intrăm în viața reală, din păcate nu toți cei care sunt designeri sau absolvenți de instituții de învățământ, de design, reușesc să fie proprii lor designeri. Tu spuneai că ți-a adus facultatea avantajul că ai putut să te dezvolți tu ca individualitate, ca specialist, da. Lucru pe care nu prea l-ai putea face când intri deja în procesul pe piață. Și atunci mă întreb, care e, din punctul tău de vedere, soluția pentru ca acest ideal, da, de a contribui ca designer noi la menținerea mediului să se regăsească de fapt în piață? E un compromis. E un compromis pe care trebuie să-l facă de o parte designerul, producătorul și consumatorul.
Vina nu este toată exclusivă, exclusivă da, a unei părți. Exact, a producătorului de vestimentație, cât și a celui care consumă. Am ajuns într-un stadiu în care un lucru este purtat de maxim 4 ori, în medie, ceea ce este foarte puțin. Pentru că, da, într-adevăr, suntem bombardați cu noi modele, cu noi trenduri. Trendul se schimbă de la o lună la alta, vin din nou social media promovează intens noi ținute. Aproape presează. Există o presiune și pe rețele de socializare și cumva ar trebui să se întâlnească cele două părți. Să consumatorul pe de o parte să conștientizeze că poate să reducă consumul. Dacă își cumpără o haină de calitate, un tricou care rezistă mai mult de 3 spălări, un sacou pe care să-l poarte cu succes și peste 5 ani și investiția pe care o face, cumva este aceeași, pentru că ori îți cumperi o haină mai scumpă pe care o porți 3-4 ani, ori îți cumperi 5 mai ieftine, e același lucru. Dar trebuie să vezi dincolo de impactul economic. Da, probabil că se speculează și nu probabil, sigur, asta se speculează, dorința omului de a părea că are și că trăiește mai bine. Imaginea. Arătându-i, exact, imaginea. Și atunci, vorbind despre imagine, ce consideri tu că este o imagine de calitate a unei persoane? O imagine de calitate înseamnă să fii tu. E foarte ușor atunci când stai de vorbă cu cineva sau când te întâlnești cu cineva să-ți dai seama că ce afișează nu este de fapt ceea ce este. Cum ziceam, se promovează în societate această idee de perfecțiune, cel puțin în rândul femeilor. Este așa un fel de uniformă pe care trebuie să o porți. Dar e goală pe dinăuntru. Toată lumea se îmbracă la fel, toată lumea se machează la fel, toată lumea își face același hairstyling, dar cred că și oamenii ăștia la un moment dat își dau seama că nu sunt ei sunt o imagine și atât. Ceilalți din jurul lor nu văd dincolo de acea imagine. Și eu tot timpul încurajez și femeile care vin în atelier și prietenele și cu oricine am șansa să discut, să-și îmbrățișeze corpul și toate trăsăturile lor așa cum sunt. Să nu mai creadă efectiv tot ce văd pe rețelele de socializare, pentru că de cele mai multe ori sunt fotografii pozate într-un anumit unghi care să... Cu anumită lumină, exact, retușate. Tot timpul le spun că și vedetele de pe covorul roșu sunt oameni și ele au defecte și ele au zone care le plac și care nu le plac, doar că ele au în spate o armată de oameni care să le spună în ce poziție să stea sau ce unghi să pozeze. Și că nu țelul nostru ca om, ca oameni, ca femei în principal, nu este să ajungem acea imagine. Și efectiv să fim noi, pentru că să fii mulțumit cu tine însuți, cred că este un lucru la care puțină lume ajunge și când ajungi îți dai seama că ai trăit într-o negură, într-o bulă foarte mult timp și poate că n-a meritat și cu siguranță n-a meritat. Vorbind de imagine, atingem un alt punct care leagă cumva cele două cariere ale tale, de care știu că ești foarte interesată, și anume machiajul, make-up-ul. Da. Make-up-ul unește foarte bine zona asta de farmacie, pentru că e vorba de produse, de înfrumusețare, pe care tu le înțelegi altfel, și zona de arte, unde faptul că ai învățat niște reguli și de compoziție și de cromatică ajută foarte mult la închegarea unui concept, da? Și vorbind tot în acest context de imagine, povestește-ne puțin și de pasiunea asta pentru make-up și de ce ai mers și ai făcut curs și acolo. Apropo de ce spuneai că o haină sau spune multe despre noi, doar citindu-ți așa CV-ul îmi dau seama că ești un om foarte așezat și foarte riguros și iarăși semănăm aici. Da, de ce?
Partea cu machiajul este la fel, o pasiune din copilărie, probabil inspirată de mama. Mama se machiaj și de aici cred că am avut prima interacțiune a mea cu machiajul a fost când am desenat cu rujul ei roșu pe covorul din sufragerie. S-a mai reparat? S-a reparat. Din păcate nu. Dar a rămas pentru posteritate, da, mare operă, da, de artă. Da, da. Am ales să fac cursul de make-up odată din pasiune și odată să-mi explorez altă latură creativă. Mi se pare foarte important pentru un designer să știe și acest aspect, pentru că orice ținută pe care o faci ca să fie complet are nevoie de un machiaj și de un hairstyling. Da, pentru mine a fost o experiență diferită partea cu machiajul, cum ziceai și tu, că odată văd produsele de make-up diferit, știu cum se comportă ca combinație de substanțe, știu ce impact au asupra tenului. Asta m-a ajutat foarte mult să selectez oarecum produsele cu care lucrez. Am și făcut make-up. Imediat după ce am terminat cursul, am zicem profesat așa oarecum, dar mai mult ca hobby îl fac. Ce mi se pare mie puțin deranjant în ziua de astăzi este că văd foarte multe persoane, în special tinere, cu cantități foarte, foarte mari de machiaj pe față. Asta nu ar fi o problemă, să spunem. Dar acel machiaj seara trebuie îndepărtat foarte bine. Exact, în totalitate de pe față, dacă nu vrem să aibă repercusiuni asupra tenului nostru. Eu știu că la 20 de ani n-ai riduri, totul e roz, n-ai probleme cu tenul, e o perioadă perfectă să porți ce vrei tu pe față, dar când te apropii de 30, 35, 40 și vezi că deja elasticitatea tenului nu mai e aceea și îți apare o linie fină undeva unde se adună fondul de ten, deja începi să conștientizezi, dar s-ar putea să fie cam târziu. Și ce ai făcut tu cu 10 ani înainte să aibă urmări destul de importante asupra tenului. Eu tot timpul îmi sfătuiesc clientele să nu poarte, și asta am văzut că este o problemă, se poartă fond de ten rezistent la transfer în timpul zilei. Acel fond de ten este special făcut pentru ocazii în care ai nevoie de o rezistență la transfer. Condiții de căldură, exact, de umiditate, lumină, platou, eveniment. Da. Are o destinație specială. Ca să ne ducem viața de zi cu zi, nu avem nevoie de un fond de ten rezistent la transfer. Dacă într-adevăr alegi să-l porți, cum ziceam, trebuie să fii conștientă că trebuie să te demachezi în totalitate și să ai grijă mult, mult mai riguros de tenul tău. Desigur, demachiatul trebuie să fie o regulă. Și dacă te-ai machiat și dacă nu te-ai machiat, exact, demachierea exact este importantă în fiecare seară. Da. Pentru că se adună oricum impunități. Exact, exact. Am întâlnit femei care, eu nu mă demachez că eu nu port machiaj în timpul zilei. Dar porii tăi oricum sunt deschiși. Acolo intră praf, noxe, nu mai vorbim de poluare, de particule poluante din aer care se așează pe față. Numai gândul că aș putea să mă pun pe pernă și să transfer tot ce am pe față, ce am adunat în timpul zilei pe pernă, pe mine nu m-a lăsat să dorm, sincer. Da, și e foarte bine că spunem. Poate că nu se știe și, apropo de ce spuneai și mai devreme, publicul poate că nu e educat suficient și atunci e de obligația, de datoria fiecărui specialist în pătrățica în care el își desfășoară activitatea să aibă componenta asta de a educa, de a spune: oameni buni, haideți să facem așa pentru că așa e sănătos și pentru noi și pentru ceilalți și pentru mediu. Ce am mai observat și m-ar interesa să spui din dubla asta perspectivă, da, legat de imagine și de make-up, ce am observat că oamenii consumă compulsiv și impulsiv, dacă aș putea spune, tot felul de produse. Cum alegem? Pentru că, exact cum spuneai, una e să te machiezi la 20 de ani și da, alta e la 30, 40, 50. Este foarte important, întâi de toate, întâi, înainte să-ți aplici orice pe față, să-ți cunoști tipul de ten. Pentru cum că facem de aici, asta? De aici derivă toți pașii următori. Sunt foarte multe surse în care puteai să citești cum poți să determini tipul de ten, dar
de recomandat și ce recomand eu este să mergi la un consult dermatologic, unde un dermatolog poate să-ți spună exact ce tip de ten ai, de reținut că tipul de ten, dacă ți-l, se, nu știu, mergi la un consult dermatologic și ai un tip de ten la 20 de ani, nu înseamnă că peste 6-7 ani ai același tip de ten. Uh-huh. Ca femei suntem supuse unui... furtuni hormonale. Da, exact. Și se poate schimba foarte, foarte mult tipul de ten de la o lună la alta. Să vezi că ai un tip de ten uscat și peste 3 luni deja ai o acne fulminantă și un tip de ten gras. Asta de aici vin și alegerile în produse de machiaj. După ce îți stabilești tipul de ten, de preferat cu un dermatolog, el îți poate, dermatolog sau cosmeticiană, poate să-ți indice exact ce tipuri de produse să folosești. Sfatul meu este, și știu că lumea e destul de reticentă la ceea ce înseamnă dermatocosmetice și nu fac diferența dintre cosmetice și dermatocosmetice. Cosmeticele sunt cele pe care putem să le cumpărăm de oriunde, din supermarket, de la magazinele de profil, dar sunt produse care nu sunt trecute prin studii clinice. Sunt produse cosmetice, testate, nu ne afectează, nu provoacă alergii, însă... dar nu au un studiu clinic care să ateste siguranța lor în timp. Și aici vorbim de produsele cosmetice, dermatocosmetice, care se găsesc în farmacii, cele care sunt mai scumpe și de care cele mai multe ori lumea fuge. Pentru că sunt și de 3-4 ori mai scumpe decât ce găsim în comerț. Și studiile clinice sunt cele care fac diferența de preț. Nu este calitatea neapărată, nu sunt ingredientele miraculoase, poate, dar sunt acele formulări testate și care în timp nu îți vor produce... afecta, exact. Da, sau produce afectate. Daune, da, mai mari sau mai mici. Acum să mergem pe cealaltă zonă de estetic, pentru că e valabil și în vestimentație. Foarte multe cliente vin la stilist, să-i spunem, și spun: eu vreau să arăt așa, cu acest machiaj, cu această coafiură, cu această rochie, pentru că am văzut-o pe vedeta X și îmi place la nebunie. Cât de sănătos, cât de sănătoasă e o astfel de abordare? Nu este deloc sănătoasă și mi se întâmplă frecvent în atelier. Să am cliente care vin cu o imagine, cu o rochie. Doar că ele nu mi-arată de fapt rochia din poză, ci mi-arată imaginea pe care vor să o obțină ele atunci când poartă rochia respectivă. Și o diferență foarte mare. Pentru că de cele mai multe ori, cum ziceam și la început, acea fotografie făcută într-un anumit unghi, pe o anumită persoană, eu făcând rochii de seară, aici e foarte... e destul de întâlnită problema asta. Pentru că lumea de cele mai multe ori îmi vine cu fotografii de pe covorul roșu, cu vedete. Ce nu știu ele este că acele vedete și pe sub rochile acelor vedete se află niște efectiv armuri. Rochile alea sunt făcute să nu se pândoaie, să nu se boțească. Să stai doar în picioare, exact. Și doar la fotografiat. Exact. Deci există cazuri în care vedetele care ajung pe covorul roșu efectiv sunt transportate la orizontală. Și când le spun asta clientelor mele, tot timpul, da, nu le vine să creadă, zic da, pentru că ele nu pot să stea efectiv în fund, pentru că au un corsaj de dedesubt. Exact, nu le permite corsajul. Exact. Și sunt niște ranforsări efectiv din carton, din pentru tot felul de materiale, exact, da. Exact, care permit acelei rochii să ia o anumită formă. Iar eu, dacă îi spun clientei mele că pot să-i fac o rochie de genul ăsta, dar nu va dansa, nu va sta la masă, nu se va putea bucura de eveniment, atunci cumva îi deschid ochii și ce primează pentru tine? Confortul? Sau să ai o fotografie pe care să o postezi pe rețele de socializare și să arăți oarecum ca vedeta care a purtat-o, deși de cele mai multe ori evit să fac acest lucru, evit să fac rochii la cerința clientei, pentru că de cele mai multe ori nu este mulțumită de rezultat. Exact, pentru că
acea imagine din capul ei nu poate fi atinsă, este din păcate o imagine nerealistă și rezultatul va fi dezamăgitor atât pentru ea cât și pentru mine, care și de obicei evit să fac asta. Da, iată că această meserie de designer implică de fapt multe alte competențe, da? Pentru că în situația aceasta în care îți asumi propriul destin și îți iei viața în propriile mâini și te înhami la a-ți deschide propriul atelier, tu dai piept cu toate aceste probleme și dincolo de pregătirea profesională e în primul rând abilitatea de a vorbi cu oamenii. Da, e și psihologie. Exact, e și psihologie. Da. Cum reușești, cum faci mai concret cu un astfel de client care îți pășește în atelier și vine cu așteptările astea nerealiste? Eu încerc să-i explic, încerc să-i expun lucrurile așa cum sunt. Bineînțeles, fără a jigni, fără a o pune într-o situație delicată. Într-o manieră cât mai asertivă exact, posibil. Exact, exact. Să o fac să înțeleagă, de fapt, că ce vrea ea nu se poate. Desigur, sunt cliente și cliente. Sunt cliente care acceptă sfatul meu, dar sunt și cliente care nu că eu vreau și că se poate. Și acesta este genul de cliente cu care refuz să lucrez. Din păcate, pentru că știu că nu-i fac nici ei un serviciu și nici exact, mie. E o muncă în și nici mie. Dar mă bucur foarte mult când am cliente care îmi primesc sfatul și poate pășesc așa ușor nesigure pe sau nu prea au încredere ele. Dar rezultatul, momentul ăla când se uită în oglindă după ce îmbracă rochia și wow, ce bine arăt sau ce bine sunt. Ce bine arăt și nu da. E ce am vrut totuși. Exact. Uite că se poate să arăt exact. Foarte bine. Pentru că noi având ochiul format, știm exact ce proporții trebuie să folosim, unde trebuie să punem accent, ce trebuie să ascundem. Sunt femei care au un complex legat de o zonă din corp care, din potrivă, poate să o facă să arate foarte, foarte bine. Să devină bine. Un atu, de fapt, exact. Dacă e pus bine și, în valoare. Și poate fi un complex dintr-o asta, dintr-o neîncredere de sine, dintr-un, nu știu, dintr-o remarcă răutăcioasă din partea cuiva. Și care să fie ceva nerealist. Un, exact, un fundament exact. Real. Și mă bucur foarte mult când reușesc să le fac să-și descopere acel atu ascuns. Și chiar să-l pună în valoare. E foarte important să poți să faci asta. Și să accepte să faci asta. Da, și cred că satisfacția da. e pe măsură. Da. Nu doar cu rochia în sine, exact. Cât să vezi că omul acela exact. Pleacă realmente transformat și va ajuta asta pe viitor. Da, eu chiar cred că rochia nu este completă dacă nu o completează personalitatea purtătoarei. Că eu nu vreau să creez un manechin care să-mi prezinte rochia. Nu, eu vreau să îmbrac o femeie. Și acea femeie să fie un tot unitar cu rochia ei. Așa este și e de dorit să avem specialiști care chiar să-și iubească meseria la modul la care tu o faci. Și pentru că știu că tu deja ai și spus, ai atelier și pentru că vreau să încurajăm tinerii să meargă din prima la facultatea de design, să nu aloce neapărat timp, deși să știți că n-a fost foarte rău. Da. Dar oricum să încurajăm tinerii să meargă spre meseria asta, pentru că realmente în zilele de astăzi e o meserie cu mare potențial. Și fără să privim neapărat prin ochelari roz, acum o să te rog să-mi spui care sunt provocările în viața reală a deschiderii unui atelier ca designer. Toată lumea, da, ce ziceai de ochelari roz, că toată lumea vede munca asta ca pe, ești mereu înconjurat de modele, de prezentări de modă, de fotografi, de sclipici, exact, totul da. E glam și nu e deloc așa, este un job cât se poate de serios. Nu e cu nimic mai ușor sau mai greu decât alte joburi, dar dacă vrei să-l faci cum trebuie să fii dedicat și să-ți pui acolo toată energia ta. Ca să deschizi un atelier e, în contextul actual socioeconomic, e destul de greu. Și, dar sunt tot felul de programe pe care poți să le accesezi acum, oferite de stat, de Uniunea Europeană.
sunt căi prin care poți să faci acest lucru. Dar trebuie să vezi exact, e ca și atunci când tu vrei să-ți deschizi o cofetărie, dar nu știi să faci prăjituri. Sau nu-ți plac prăjiturile, da, dar tu vrei o cofetărie. Trebuie să vezi exact ce se întâmplă în spatele unui atelier. Să ai contact cu astfel de oameni, de preferat ar fi, nu știu, eu încurajez chestia asta, eu chiar aș vrea să vină la mine persoane să mă întrebe, Alexandra, ce, lasă-mă să stau o săptămână cu tine și să văd ce se întâmplă într-un atelier. Să văd dacă îmi place sau nu. Pentru că poate imaginea care o ai tu despre un atelier și despre ce trebuie să facă un designer nu e chiar realistă. Și atunci când tu vezi ce se întâmplă în spate, vezi provocările pe care le ai de zi cu zi, s-ar putea, nu știu, măcar să ai niște așteptări realiste. Exact, exact, să știi la ce te aștepți. Nu, nu recomand să facă, e o investiție destul de mare, să ai un spațiu, să-l închiriezi, să-l dotezi cu tot ce trebuie, cu echipamente, eventual să ai și angajați. Deja vorbim despre niște costuri foarte mari, investiții destul de mare. Și eu asta încurajez. Chiar dacă poate există reticență la început și, da, știu, am auzit, sunt ateliere care nu acceptă să le pășești poragul și să vezi ce se întâmplă înăuntru. Dar dacă te refuză cineva odată, mai încearcă. Nu înseamnă că toată lumea. Exact, mai încearcă, poate n-ai dat peste persoana potrivită. Eu chiar, sincer, aș fi bucuroasă să vină lumea să mă întrebe cum e, ce ar trebui să fac și cum pot. Mie îmi place foarte mult să le povestesc oamenilor despre ce am făcut eu, cum am făcut eu și cumva să-i ajut să nu mai repete, exact, poate niște experiențe mai puțin productive. Să sară greșelile pe care le-am făcut eu și să ajungă mai repede la ceea ce își doresc. Și iată că aici descoper o altă trăsătură comună cu mine și mă bucură asta, aceea de a împărtăși din experiența ta și din cunoștințele tale, pentru că știu că ai și componenta asta de trainer, da? Și o să vorbim pentru că are legătură și cu piața, are legătură cu această idee de a deschide un atelier, pentru că dincolo de ce face un designer, ai nevoie de o echipă de oameni pe care să te poți baza. Și la noi, din păcate, nu e doar în cazul designului, e valabil pentru foarte multe domenii, lipsesc oamenii. Lipsesc oamenii calificați. Așa este. Și am să te rog să vorbești puțin despre implicarea ta în ideea asta de a educa, de a învăța pe alții, da? De a fi trainer. Într-adevăr, industria textilă suferă foarte mult din cauza lipsei de muncă, de muncitori calificați. Și eu vreau să cred că lucrul ăsta se va schimba, pentru că am întâlnit foarte multe persoane dornice să învețe. Și cumva m-a surprins varietatea lor. Începând de la 18 ani până la 50 și ceva de ani, oamenii sunt dispuși să învețe și cumva sunt atrași de domeniu. Cursurile pe care le-am organizat au fost strict să-i obișnuim oarecum cu ideea asta, să ne facem o introducere în ceea ce înseamnă să lucrezi în domeniu. Trebuie să țină minte că să lucrezi în industria textilă nu înseamnă să lucrezi singur. Indiferent că ești doar tu designer și ai un atelier sau că ești proiectant sau confecționer, toți acești oameni lucrează între ei. Un designer nu va putea lucra fără un proiectant sau fără un confecționer, pentru că are nevoie de ei. Și totul se rezumă la muncă de echipă până la urmă. Exact. Din păcate, nu știu dacă contextul comunismului dinainte sau muncii din fabrică, am rămas cu mentalitatea asta de a nu împărtăși, de a nu lucra împreună cu celălalt, de frica de... Frica de a da, exact. Pentru că ai senzația că rămâi fără. Exact. E foarte întâlnit și de fapt, da, nu e așa. Și nu se rezumă doar la segmentul ăsta de piață.
Cred că în orice industrie există chestia asta. Eu asta încerc să promovez, să lucrăm împreună. Pentru că dacă luăm exemplu, nu știu, de la furnici, de la albinuțe, adică niște tot ce e în jurul, tot ce e în jurul nostru, doar împreună reușesc. N-ai văzut o albinuță singură să-și facă stup sau o furnică să-și facă un mușuroi. Ar fi foarte, foarte, foarte util să putem, să vrem să lucrăm împreună și chiar și lucrul ăsta de a împărtăși. Poate eu știu ceva ce te-ar ajuta pe tine și tu știi ceva ce m-ar ajuta pe mine. Clar, în momentul ăla fiecare aduce un plus valoare și ce face împreună deja e mult, mult mai ok. Da, și până la urmă, faptul că s-ar duce informația și mai multă lume ar deveni din ce în ce mai bună, practic pentru toți ar fi un real... Da, crește nivelul, crește, cum ziceam, valoarea muncii pe care o faci, deja crește. Ce fel de angajați ai întâlnit până acum? Când mi-am deschis atelierul, am vrut să-mi angajez confecționer, evident, și croitor, dar m-am lovit așa de un zid, oarecum, pentru că eu aveam alte așteptări. Odată, fiind la început de drum, e destul de greu să-ți permiți să angajezi pe cineva cu experiență, dar, iarăși, vorbim de un segment de piață, cumva oamenii aceștia au lucrat în fabrici de confecție, au fost obișnuiți cu un anumit stil de muncă și e destul de greu să-l integrezi într-o relație de genul ăsta în care fiecare să dea ce știe. Dar nu este imposibil, eu am cunoscut foarte multe persoane care au lăsat genul acela de mediu și au venit și s-au integrat în ateliere mici, unde fiecare își aduce contribuția la produsul exact, final. E și un mediu creativ. Da, în care... și lumea e încurajată să se exprime. Exact. Nu vin eu ca designer și ordon, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Nu există așa ceva. Nu. Eu, da, vin cu o idee la care toată lumea contribuie. Confecționerul îmi spune, băi, da, hai tehnic, să facem... Exact. Tehnic nu e ok. Uite, eu aș putea să fac așa. Uh-huh. Și toată lumea își aduce contribuția. Eu așa văd munca, cel puțin în zona asta creativă. E bine că aflăm că, uite, oamenii sunt deschiși și în ideea asta de a învăța ceva nou, să spunem mai exact la acest gen de cursuri, cine poate să vină? Poate să vină oricine. Eu am întâlnit 3 categorii de oameni care au optat să facă cursul, și anume persoane care deja au contact cu industria și vreau doar să-și întărească oarecum cunoștințele. După aia o categorie de tineri care vor să înceapă o carieră în această direcție și cealaltă categorie de persoane care încă nu și-au găsit direcția, nu și-au găsit încă scopul în viață și testează diferite domenii. Din astea două categorii, clar, prima e cea care rămâne. E cea mai motivată. Da, e cea mai motivată să facă acest lucru. Iar din a doua categorie e foarte important să le explici oamenilor despre ce e vorba. Că sunt cei care poate vin, cum ziceam înainte, cei care vin cu o idee puțin, o perspectivă personală a ceea ce înseamnă să fii designer sau confecționer sau proiectant. Și... eu sunt foarte, foarte bucuroasă că numărul oamenilor care vor să facă acest lucru este foarte mare, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Și chiar cred că de foarte multe ori suntem în situația asta, cel puțin noi ca designeri, și da, de ce la Cluj se poate, de ce la București se poate și la Iași nu? Da. Eu zic că se poate și la Iași, doar că trebuie să lucrăm împreună și să descoperim noile talente și să le punem în valoare și sigur vom deveni și noi un loc unde... O forță. Da, o forță pentru și o voce în industrie. Exact, pentru că de fapt la noi asta era o întrebare și pe vremea când eram eu în facultate.
Și cumva la noi poate că nu exista o comunicare, pentru că există talente, avem cadre didactice grozave la facultate și slavă Domnului, facultatea știu că în ultimii ani chiar a evoluat foarte frumos, există bază materială foarte bună, deci chiar există, avem destul de mulți producători locali care rezistă, slavă Domnului, și sunt branduri mari și cunoscute în toată țara și nu numai. Cu alte cuvinte, e vorba doar de mai multe comunicare, nu? De între crearea unei comunități, practic. Exact. Și pentru că ai spus cuvântul comunitate, trecem la o altă preocupare de-a ta, care ți ocupă, să spunem, cea mai mare parte a timpului în acest moment, despre care am să te rog să ne spui. Da. Tot ce am povestit până acum duce la acest, se concluzionează cu acest proiect. Și anume deschiderea unui spațiu în care designerii tineri care vor să înceapă ceva să vină acolo și să facă acest lucru. Este vorba despre practic un atelier la comun. Și e un spațiu de coworking unde toată lumea creativă, nu doar designerii, oricine vrea să-și exprime creativitatea, să vină și să lucreze cu drag și să împărtășească și să facă proiecte comune și cumva să le expunem aceste proiecte și să le, pentru că avem posibilitatea cu rețele de socializare, să devină o imagine și să creăm o imagine frumoasă despre ce înseamnă fashion în Iași. Cât de greu este să pui pe picioare un astfel de proiect? Că așa sună foarte bine în cuvinte, da? Mie deja mi-au venit câteva întrebări de unde aia, de unde aia, de unde aia. E destul de greu, pentru că implică să ai un spațiu, să ai utilajele necesare, tot ce înseamnă mașini, mobilier, e destul de greu. Dar cu ajutorul unor parteneri foarte, foarte importanți și care își dedică din timpul lor și din resurse bănuiesc, din resursele pentru că lor, exact, din resursele lor să facă posibil acest lucru, eu zic că în foarte scurt timp vom pune pe picioare acest spațiu și aș fi mai mult decât încântată lumea să vină și să-l vadă și să fie dispusă să lucreze acolo. Păi iată că sprijinim pe cât se poate inițiative de acest fel și am să te rog să ne mai povestești despre un alt proiect la care tu lucrezi și în care ești implicată, care are legătură cu ce am vorbit mai la începutul emisiunii și anume ideea de a proteja mediul și de a trăi în afara ideii de a consuma așa compulsiv. Te rog să ne spui tu mai multe. Da. Este vorba despre un proiect pe care m-am alăturat inițiativei unui proiect în această direcție. Cum ziceam, eu militez tot timpul pentru reducerea consumului, pentru protejarea naturii, încurajarea producătorilor locali. Dar o foarte bună metodă să facem acest lucru este să împărtășim din ce avem noi. Și vom organiza un eveniment de wardrobe sale, i-am spus, unde câteva femei din comunitatea noastră își vor pune la dispoziție spre vânzare, schimbul unei sume modice, piese pe care ele nu le mai poartă, pe care le-au îndrăgit cândva, au rămas ascunse undeva în dulap, dar poate de care cineva s-ar bucura foarte mult. Încurajăm prin asta reducerea consumului și mi-ar place foarte mult ca lumea să fie mult mai deschisă la ideea asta de schimb, de contribuție la sprijinul unei comunități, să zicem, care e mică, e în creștere și le așteptăm cu drag la eveniment. Noi o să-l promovăm și pe rețelele de socializare și vor afla, pot afla informații și pe pagina ta. Aș întreba, dacă ar fi să fiu avocatul diavolului, nu e o idee sinucigașă asta pentru un designer? Nu este o idee sinucigașă. Să argumentăm, tocmai pentru a înțelege și publicul și alți colegi. Da, am mai întâlnit întrebarea asta, păi cum, tu produci, ești producător și totuși militezi pentru produsele second sau reciclate sau upcycling. Da, fac asta pentru că îmi doresc
ce produc eu să fie un produs de calitate pe care lumea să-l poarte mai mult timp. La mine, la Rocky, e puțin dificil acest lucru. De asta eu am și o latură puțin de întâlnit în business-ul meu. Eu le ofer clientelor mele posibilitatea de a-mi returna rochile, ca eu să le desfac și să utilizez părți din ele în noi în creații, alte compoziții. În alte creații. Eu cred că noi ca designer avem și responsabilitatea de a educa. Chiar dacă eu sunt producător, eu nu văd asta ca pe o sabotare. Autosabotare. Ca pe autosabotare, sub nicio formă. E responsabilitatea mea să educ consumatorul ce ar trebui să cumpere, cum ar trebui să cumpere și să fie mult, mult mai conștient de ceea ce, de impactul pe care îl are prin ceea ce consumă. Exact, și iată că la astfel de evenimente unde se adună oameni care au o anumită experiență în zona asta de fashion, da, și de imagine, cei care vor veni pot afla inclusiv niște recomandări, pentru că vă pot întreba, da, pe voi, sigur, uite cum aș putea la silueta mea să fac, să drag încât să arăt foarte bine fără bani prea mulți și să intru în ideea de a respecta acest concept, de a recicla și a refolosi. Pe de altă parte, un designer poate ajuta foarte mult la reinventarea de ținute. Și să vorbim puțin despre acest aspect. Da, lumea când aude de chestia asta cu schimbatul total al stilului, imediat se duc cu gândul la, eu nu am buget să fac chestia asta. Dar nu a zis nimeni nimic de buget. Hai să vedem ce ai în dulap. Hai să vedem ce poți să faci cu hainele de dulap, pentru că să ai stil nu ține de bani. Și asta poate să o spun oricine. Nu trebuie să ai bani ca să ai stil. Poți să ai haine în dulap și să le combini în ținute la care nici măcar nu te-ai gândit. Să faci niște combinații care să devină uluitoare, da, și să devină cucerească uluitoare și tu, pe care tu le integrai în ținute obișnuite care ție ți se păreau banale și să le adaugi acel strop de ceva și să devină o ținută wow. Și iată, de aceea e bine să apelăm la designer, da, și la stiliști care ne ajută să ne reinventăm în fiecare zi. Și îți mulțumesc, dragă Alexandra, că ai fost prezentă la noi în emisiune și ne-ai îmbogățit cu atât de multe trucuri, da, și cu atât de multe informații. Dorim succes, da, și dragilor, căutați informații și mergeți, pentru că veți fi câștigați la evenimentele pe care le organizez. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag și te așteptăm oricând. Aici s-a încheiat minunata emisiune Artă și Valori. Gazda dumneavoastră, Anca Ciliac, vă invită să rămâneți pe programele Infinit TV, pentru că aici este televiziunea unde primiți infinit mai mult. La revedere!